Cauciucuri, că noi facem, dacă ai zis că ăștia nu știu că nu-ți mai de voie cu lemne, că poluiezi aerul, de cauciucuri n-ați zis nimic. Dar de ce le bagi în cățile? Fură cineva? Nu poți să știi, trebuie să fie asigurat. Noaptea, nu? Oala acoperită nu cad gunoa în ea, nu știi că așa este. Mă, în momentul când am bătut pătratul pe ăsta, îl pus a lăsat. Și s-a ridicat pătratul în sus cu stil cu tot. Din mă, ce dracu facem aici. Și atunci ce a zis, măi, mai pun un adaos. Și punându-i în adaos, atunci n-a mai fost nevoie de-o. S-a-l bagi odată într-o, la o fiertură, faci o ciorbă cu ea. Da. N-ai treabă cu el, faci o ciorbă, o fiertură cu el. Știi? Că e mai mic, nu? Pentru astea mai mari, o mâncare mai serioasă. Aia merge o mâncare mai așa cu carne, care fie de mai greu. Asta e o mâncare de cartofi, merge, uite, cu asta. Da. Bun, deci aici garaj. Garaj momentan pentru și după aia o să fac un rămân aici ca o cămară, că de-aia zeamă, că e bine să avem de acolo. Ce vrei, să pună cartofi, nu? Sau? Și să le fac la bicicletă aici. Dar la bicicletă aici le fac frumos, le pun gresi, le pun... Faci tu aleia ta din gresi. Covoroasă, nu stea pe... Să nu răcească. Roțile, să nu stea... O să fie frumos. Așa, dar până atunci ziceai că garajul e în casă? Hai să vezi. Ce? Garaj? Casa? Casa? Stil garaj? Pe pământ. Dacă ești pe pământ, n-ai văzut și n-ai să vezi, nici n-ai să mai întâlnești oameni ca la București. Vezi să nu calci ceva, adică nu mai e, cam astupat gropile. Ia uite, aici e garajul. Garajul prezidențial. Ia uite. Ia uite, ai scos astea de aici? Ce? Masa asta sau ce era aici? Păi dar nu aveam loc, că puneam bicicleta aici, una, hai că una avea loc, dar a doua venea până pe aici, nu avea pe unde să mai intru. Că n-am mai făcut foc aseară. Iar doar fără foc? N-am făcut foc, nu-i frig. Moartea căprioarei. Moartea căprioarelor. Aici intră bicicleta, n-are loc, că mă întrebăia normal să mai tai din ăsta de aici. Să suspend, să tai din el, ca să aibă loc. N-are loc, dar... Da, nu tăia. Nu tai, stă cu spatele acolo bicicleta și cu fața tocmai aici. Asta mică și aia mare, stă cu spatele acolo și cu fața urcă aici, sus pe covorul. Dar de ce le bagi în cățile? Fură cineva? Nu poți să știi, trebuie să fie asigurat. Noaptea, nu? Oala acoperită nu cad gunoa în ea, nu știi că așa este. Mamă, ce proverb ai. Aici, uite. Am ăsta, i-am dat jos că pica lanțul, e tot la lei. A, tot la lei. E protecție la lanț, e bună asta, că nu te mai... Și pe asta o fac roșii. Asta. De... Păi și de ce nu mai faci focul? Ia. Așa? Aha, ia uite, 15 cu 2. Ce bag ăsta? Pa nu. Păi de ce nu mai faci focul mult? Am pus boxa la... Aia, n-am mai făcut la seară, că m-am jucat cu pisica din cel pe aici. M-am mai uitat la bicicletă, nu puteam să adun. M-am uitat, am căutat pe bicicletă cu motor pe YouTube, să văd unde găsești bicicletă cu motor, cum se asamblează, cum se pune. Eu aș fi un motor de trabant, de la doi timp. Și după ce ai plecat, uite ce am făcut, am avansat cu construcția. Că poate nu știai. Poate că te-a luat valul și te-a furat peisajul și... Păi nu așa arăta? Nu, vezi că nu mai știi. Măi, frate, să mă duc la farmacie, să iau Ramona și te pasez aia de dureri de burtă cap pieptului. Să-ți iau și ție și le citim, că bă, că ai nevoie. Stai, mă, Artur, pe ce e în plus? Ai mai făcut aici astea, da? Stai așa. Măi, nașule, hai că fac altceva. La școală facem recapitulare, să vedem ce ați învățat. Unde eram eu ultima oară? Ce trebuia să fac eu ultima oară? Păi, nu știu ce, mai, nu era mai știu. Era cu stârpul ăla, nu era ăsta. Nu era ăsta, da, așa e. Era ăsta? Era ăsta, dar n-avea astea pe el sau l-avea? Nu, nu era. Era pus ăla. Și pus ăla, nu-l bătusem la jumătate. L-am bătus la jumătate ăsta de lung de aici. Am pus stil pe ăsta, l-am pus pe ăsta. Și pe urmă... Te-ai dus acolo, da, așa e, da. Am venit cu ăsta de acolo, după casă, în partea aia acolo și cu ăsta aici. Aici nu mai fac nimic spre vecinul. Aici fac ca un bar. Aici aduc mobila aia din casă, o pun aici. Și aici eu vreau să beau un cola, să beau o bere, Ramona vine, mă servește aici la Teșghea, eu vin, îi pun bani pe Teșghea. A, e pe sistem bar. E pe sistem bar. Uite, vezi? Nu știu de unde îi pune atâtea nume acum. Dar nu știu. Ce casă și-a făcut Artur? De ce face Artur casa pe sistem bar? Vreau aici să-l văd pe vecinul aici, că stau să beau o bere, un vin rece, aburind, de acolo cu sifon. Pune o masă aici, ce faci, băi, vecine, vină pe la mine. Păi iar te certă că îi dai foc la casă, că s-au... Păi nu mai dau foc, ce mai dau foc, nu mai alegeți mai dau foc, nu mai dau foc, acum n-am zis că construim. Mi-a venit ideea că ar fi bine să o fac cu etaj, nu știu. Nu, mai cu etaj, dar ai apelat iar să la... Să cânt și eu, hai, tramvai, cu etaj și tras de cai, hai, joble, uite așa când eram bine.
Îmi place că ai apelat iar la sistemul de adaos, nu? Deci aveam un adaos aici, a? Da, n-am avut ce să fac. Nu știu de ce cauză, nu pot să-mi găsesc care e explicația, care e ecuația, dar eu am băgat stâlpul în groapă și în momentul când am bătut pătratul pe el, stâlpul s-a lăsat. Și s-a ridicat pătratul în sus cu stâlpul cu tot. Din mă, ce dracu facem aici? Și atunci a zis, măi, mai pun un adaos. Și punându-i un adaos, atunci n-a mai fost nevoie de... Și mai e un adaos aici, a? Sistemul tău, ăsta e aici? Da. Ăsta e chiar... Da, ăla este unicat, că ăla nu mai găsești. Ăsta e un adaos special. Ăsta chiar că arată eu, super. Chiar că s-a zis, a prins, uite, eu acum văd. Stai mă, Artur, păi tu parcă făceai lucrări ca lume. Ai, gata, s-a prins. Ăsta e pe sistem manetă. Cum adică? Adică îl bagi mecanizat, automat. Uite, o să vină frumos și aici. Super. Ușa asta nu prea să mai închide bine. Uite, că nu mai zică unul și altul că nu am grijă de căței, uite, chiar acum, ca să vezi, uite ce fac cu asta. Le pun ce? Le pun țuică să bea. Aha. Le dau și lor o țuică. Căței, 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 tată, căței! Hai, na, na, căței, na, 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 la tata, na, na, la stăpân, că vă dea mâncare ea. Dar la cățel, hai! Ei, le-am pus apă. Așa. Și merită și asta e masa care a fost în casă. Care? A, asta pe care ai scos-o tu, da. N-aveam loc să bag automatele mele. Automatele mele mașini, care o să mai vină pe două, trei, sper. Și aici sunt gropile alea, cum le ziceai tu la gropi? False, nu, nu false, fictive. Gropile fictive. Și ăsta trebuie să-l pun, n-am mai avut timp de el, dar trebuie să-l bag și pe ăsta. Și imențez că și ăsta e fie un adaos. Da, e ceva, mai încoace. Nu se potrivește nimic la palat aici fără adaos. Trebuie mai încoace, trebuie gaura mai încoadată. Da, adică o rezolvăm noi. Asta e fictivă, nu? Asta e fictivă, da. E o groapă fictivă și pe urmă, cu toate tabluletele la mână, că astea tabluletele sunt mai bune momentan la început, învelim cu ele, că sunt bune, că le mai dăm cu silicon, că să stai să cumperi mereu tablă, ce cu tine trebuie să cumperi tot depozitul ăla de demandă tablă și tot învelesc ca asta. Stai liniștit la mână, că cu mine, uite, vezi, de când ești cu mine tu, vezi că ai învățat și tu tainele, arta, meserie. Ce știa ea ta cu, de când sunteți, de 10 ani, nu? Da, ce știa ea până acum să face casă, prima dată când am venit cu ea, nici eu nu știam să fac vine. Am făcut acolo aici, am făcut tezele de capră, de niște bețe, niște alea, ne-am băgat în ea, gata, rămân, am făcut casă. Poate să fie iarnă. Și la început când vom mai tare, ne-a zburat folia, oh, rămân, nu e bine. Era, cum i-ai zis, iezile de capră sau ce? Iezile ca la capre. Oh, Ramonul, nu e bine, tu-i mama și zic. Vine iarna și ne prinde rău de tot. Și nu, 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 nu e bine, Ramonul. Stai că mai stăm, mai întârziem, zice-l. Da, când a văzut Ramon ce constructor și-a luat. Dar ușor, ușor. Ușor, ușor e... Hai, lasim. Se rezolvă situația. Se rezolvă, nu, dar după aia l-ai făcut așa, uite. Asta a rezistat de aproape o iarnă, nu? Da, n-a luat-o vântul, n-a luat-o... Nu, am zis chiar și sunt chiar mulțumit. Uite, neamitică! Ne trăiască, neamitică! Da, și acum aici, să termin aici, să vedem. E mai... E, dacă ai materiale să faci, o faci repede dacă ai materiale. Da. Numai dacă n-ai materiale, durează mult. Durează foarte, e enorm de mult dacă n-ai materiale. Dacă ai materiale... Ia uite! A venit Putin! Ia uite, bă! Aici, la mine, bă! Două! Aici, bă! Bă-le, un garaj! Aici, bă, aici! Deci au fi ruși! Să te aduci cu un de-asta la Bălțești, altfel ar fi! A, cum ar fi? Cum ar fi să fie la viitoare când vii? Să mă găsești cu un elicopter pe pătătură. N-aș vrea vând de bicicletă și mi-a luat un elicopter. Așa, aici lucrarea continuă, nu? Adaosul da. Comercial continuu. Continuu, continuu. Mai e. Uite, vezi că toate astea le-am făcut în linie, în rând. Ce? Gropile alea? Da. A, nu, dacă nici tu nu știi să faci gropi. Da. O să le mai mut. Hai spre... Hai, o să le mut, știi de ce? Trebuie să apreciezi distanța, să-i fac cu aplicatoarea și la aia, să apreciezi și la aia distanța. Să fie aplicatoarea prea mică acolo, să fie cam la fel, amândouă. Da, chiar. Atunci o să vin cu gropile cam pe aici. Hai, că până la urmă cred că ajung la poartă cu ea. Hai să... Da, uite că le-am deja făcut. Aici vin cu aplicatoarea următoare și vin așa cu ea. Ce-i cu astea, mă, Artur, aici, mă? Ce are? Ți-ai deschis... A, da... cauciucurile! De unde? Da, astea sunt lemne de foc. Le... Uite, mă, vai, că n-am... Ce ar fi să pun la bicicletă o roată de mașină?
Ar fi și cauciucuri așa. Dar de unde ai luat atâtea? Un băiat mi le-a adus, le-a făcut rost și... Ia uite, cauciuc bun. Le avea cineva ce să pui flori. Lasă-mă, nu mai pui flori, că le pui umplită. Arde astea de rupe, ca menga, benga, face. Dar sunt câteva, ți-ai adus? Sunt tot, bucăți, am mai adus eu. După un sat, după unde am găsit. Cauciucuri, că noi facem, că dacă ai zis că ăștia nu zice că nu-s mai nevoie cu lemne, că poluiezi aerul. De cauciucuri n-ați zis nimic. Dacă n-a prea văzut și de cauciuc. Bărba lui domnul Eugen, de la... Cum o să zic, parcă-l văd că zice domnul Eugen. Iarăși vine, zice Răzvan, măi, Artur, măi. Dar să le pui și tu, mai dai și mărturile lăsată. Și mai e unul acolo, văd, nu? Da, păi am aruncat peste poartă. A, le-ai aruncat așa, din... Eu le-am adus telefonic pe astea. Eu nu eram acasă. Când, uite, am și manșori. Uite, asta e cum era la Taunus. Da, ce e Taunus, știi, mașina aia, știi, că erau mașina, Taunus cândva. Da. Ia uite. Asta era la Taunus. Asta îl bagi odată într-o, la o fiertură, faci o ciorbă cu el. Da. N-ai treabă cu el, faci o ciorbă, o fiertură cu el. Știi? Că e mai mic, nu? Pentru astea mai mare, o mâncare mai serioasă. O... Aia merge o mâncare mai așa cu carne, care fie mai greu. Asta e o mâncare de cartofi, merge, uite, cu asta, cu cauciucul ăsta. Asta, în asta este mâncarea de cartofi. Artur, ne vedem data viitoare. Ți-a plăcut? Super. Nu? Da, nu, numai lucruri bune am învățat de la tine. Ai avut ce învățat. Ai băgat. Ne vedem data viitoare. Ia uite ce frumos stă limuzinele acolo. Curaje! Să trăiască toată lumea! Numai noi să nu murim. Nu, chiar că... Poate când ne vezi săptămâna viitoare mai găsești una între ele. Mamă, deci chiar arată super. Arată frumos amândouă. Super. Gata, Artur. Ne vedem data viitoare. Da, despre asta, dragii mei, data viitoare. Până atunci vă dorim vizionare plăcută. Vezi cum dai înapoi să nu cazi și vă spun la revedere.